Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. La Dumnezeu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron Icon, Iustinian, Iustin și Teofilist, pe mitropoliții Ultenii, Antim, Atanasie, Nifor, Timirian și Nestor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, Părăsirea ta. Amin. Pe fericii și neapurile pomeniții, Hintorescul, Locașului acestuia, pe alți Hintori, Ajutători și Binefăcători,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul diacon Vulcănescu Sorin Grigore, chemat la hirotonia într-un preot, pe seama paraclisului Facultății de Teologie din Craiova, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a chiriarcului meu, înalt preasfințitului dr. Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, bine chivernisând casa lui, având copii ascultători cu toată bună cuviința, căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriarcul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supuși și fidel chiriarcului meu, înalt preasfințitului dr. Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei și succesorilor săi în scaunul chiriarhal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și legiuirile bisericești. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decurg din respectarea prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Poruncește, porunci, porunciți înalt preasfințite stăpâne, cucernicul diacon Grigore, ce vi se aduce înainte a fi hirotonit preot pe seama paraclisului Facultății de Teologie din Craiova, cu cramul Sfinții Mucenici Serghie și Vah, din loc din municipiul Craiova, județul Dolj. Sfinților mucenici, care bine voastre voi și Lucrați-vă
Doamne Dumnezeul nostru, Cel fără de început și fără de sfârșit, Cel ce ești mai presus decât toată făptura, Cel ce este cu lumea de preoți, pe cei ce ai fericit, ascultă cu sfințenie în dreapta aceasta, cuvântul adevărului Tău. Însuși te pune al tuturor și pe acesta care e binevoit a se rânduie prin mine, binevoiește, prea bunule, să primească acest mare har al Prea Sfântului Tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-L desăvârșit slujitor al Tău, bine plăcându-ți într-o toate și avântare vrednică de această mare cinste preoțească dăritură de puterea Ta cea mai înainte și spirituală. A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Pentru arhieria, apărarea îndelungă petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea Lui și pentru lucrul mâinilor Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robul lui Dumnezeu Grigore, diaconul care acum se prohirisește preot, și pentru mântuirea Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască Lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne izbăvim noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Dumnezeu cel mare în putere și neurmat în pricepere, cel minunat într-o sfatul mai presus decât Fiul oamenilor. Însuși, Doamne, și pe acesta pe care te depui ca intra în slujirea preoției, umplă-l de darul prea sfânt tot Duhul, să se facă vrednică asta fără prihar înaintea jertfelnicului Tău, să propovedească Evanghelia Împărăției Tale, să lucreze cu sfințenie cuvânt toate Domnului Tău, să aducă ție daruri și jertfe duhovnicești, să înnoiască pe poporul Tău pe baia nașterii de-a doua, ca și El întâmpind la a doua vântire a Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, să primească între mulțimea bunătății Tale, plata bunei rânduieli a dreptei Sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit pe acestui mare putință între Tău. Doamne, miluiește! Vrednic este!
și pace lumii de la Domnul să cerem. Domnul! Altă vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim de la Domnul să cerem. Fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele de folos sufletelor și trupurilor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Doamne! Altă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârșim de la Domnul să cerem. Fără durere, neînfruntat în pace și răspuns cu la înfricoșătoarea judecată lui Hristos, să cerem. Doamne! Sfânta, curată, preacuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și purtă Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-o convenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și a înviat a treia zi după Scripturii.
s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este înclinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu potestre tarea putatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace au aduce. Slavă Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului
Prin mine,
Duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să te mijloviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Este Dumnezeu.
ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De acum și până stăpâne, cu cernicul preot Mihail, ce vi se aduce înainte a fi hirotesit, iconom Stavrofore. Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Ai colaborat cu tine noastră, cel ce pe înțeleptul econom, care bine a economisirea lui Dacă care este pe al casă. Binecuvintează, Doamne, și pe robotul acesta mai preotul să a devenit un loc stabofor. Îl puternicește, îl întărește, ca în credință, înțelepciune și cu bună plăcere să-ți rânduiască ție, că de ce și și averea bisericii pentru casă, făcând și astfel slujă să vrincească de bucuria cel ce vine o puternița de lanță. Și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de o sânta slujicele bitiene care cu lenevire și-a întrupat la lacul. Cu rugăciune și sorile prea precurtate este prin noastră Dumnezeu descăpare, ale Sfântului Dorul de Apostol și Dumnezeu cu cei bătale. Și cu ale tuturor Sfinților Tăi, că s-a sfințit și-a prea pentru aceste bani cuvință între Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și vecii vecilor. Alege pe tine prea cu cernice preot Mihail Iconom Stavrofor, în regatului și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! Vrednic este!
Pașa Părătorului Dumnezeu, Apsele și Sfântă Părăzie, aceștia Sfinților, trei erari, Vasile cel Mare, Grigore Dumnezeu Părătorul și Doamne Gaua, cunoscut sub numele Mare Dascăla Lumei și Erași. Aceste trei făcuturi purgătoare de lumină, acești trei lucrători prea mari, Sfinții pe erari, au strălucit în secolul al IV-lea și au dat bisericii noastre un exemplu nemuritor de sfințenie, de iubire de Dumnezeu și de oameni. Au dat pe pildă de adevărați teologi, părinți, purtători de Duh, vorbitori, neîntrecuți, despre Cuvântul lui Dumnezeu și dascăl prea luminați al Bisericii. Nu putem să spunem niciun lume este mai mare decât celălalt. Toți sunt la oaltă și toți sunt credinși de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, ca să conducă biserica. Să putem stâlpi biserici, alăți de alături de alți părinți publicești care au fost bisericii noastre. Sfântul Atanasie, Sfântul Ambrozie și alți părinți sfinți ai bisericii. Au trăit în vremături buni, au trăit în momente grele ale bisericii. Atunci când corabia era primejduită de erezia aliată, au știut să se apropie cu multă dragoste de Dumnezeu, cu multă lângă, cu rugăciune, cu post, cu vedere, ca apoi să împărtășească oamenilor ceea ce ei au primit în experiență. Doi dintre acești mari teologi, Sfântul Vasile și Sfântul Ioan Frăgava, sunt autorii acelor 200 de putini pe care noi le săvârșim în biserica noastră. Viața lor curată a rămas nemuritoare. Ei fiind cu adevărat învățători atât cu cuvântul, ci și cu faptul. Și, într-adevăr, întrânii și s-a primit cuvântul Mântuitorul Hristos, voi sunteți lumina Lui. Și, într-adevăr, au luminat peste tot și prin trânsii Dumnezeu a fost preamărit, așa cum în față Psalmistul, minunat este Dumnezeu de Sfinții Săi, Dumnezeu de Israel. Deci Sfinții Tenerari sunt modele atât pentru episcopii de astăzi, cât și pentru credincioși, cât și pentru preoți, pentru călugări și călugăriți. Toți văd Sfinții Tenerari exemple care pot fi urmate în viața noastră și într-adevăr, ne față Sfântul Apostol Pavel, priviți spre înaintașii voștri, și urmați-ne credința. Noi privim spre acești Sfinții Tenerari și ne urmăm credința. Tocmai de aceea, Facultatea noastră de Teologie are ca protectori pe Sfinții Tenerari. Ei sunt părinții facultății noastre, ai profesorilor, ai studenților, studentelor, și a tuturor celor care se nevoiesc pentru pregătirea atât a următorului al Paștelor, a viitorului preoți, cât și a artiștilor pictori din Episcopia și Mitropolia noastră. Pentru aceasta, sărbătoarea de astăzi este atât de mare și minunată și atât de fericită, cât ar fi cuvântul de Hristos ca să vorbim mai mult despre ei, pentru
pentru că vrei să-și facă de glor, vrei să-și viața lor. Ne sunt exemple și ne sunt de urmat pentru toți. Rugăm pe Sfântul Ierarh ca să mijlocească la mine pe Sfântul Ierarh pentru noi, așa cum o fac de acolo, ca și noi să avem oameni de ei în Împărăția Tatălui Cerului, a Fiului și a Sfântului. Amin.